Azi plecăm în Mallorca, avem zborul undeva pe la 7 seara, deci am avut timp toată ziua să mă pregătesc, să-mi termin bagajul. Va fi a doua oară când mergem în Mallorca anul acesta, ne-a plăcut super mult prima oară și oricum mai aveam multe chestii de văzut, așa că am zis why not, hai să mai mergem o dată. Vom sta de data asta în partea de nord-est a insulei, data trecută am stat undeva în sud. Am văzut toate plajele alea superbe, dar am zis hai să ne cazăm altundeva să explorăm chiar toată insula. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram unde postez absolut totul în timp real. E gata și bagajul. Hai să vedem dacă se închide. De închis se închide, dar crezi că are mai mult de 20 de kg? Nu, se închide, sunt niște 20. Acum nu, dar la întoarcere probabil. Am aterizat, mergem după bagaje, am avut un zbor din ăla cum nu ne place, deci cu turbulențe, tună. Practic vreo 2 ore jumate am ajuns mai târziu decât era inițial planul de repor. 2 ore jumate? Dacă pui că inițial era vorba să plecăm la 6:30, nu? Teoretic, da. Da. Anyway. Tocmai ne-am trezit, e prima dimineață în Palma de Mallorca, am ajuns aseară la vilă. Sincer să fiu, aseară oricum eram foarte obosit, dar parcă vila asta nu e exact ce am crezut că o să fie, în poze arată mult mai bine. Poate o să vă fac un tur, o să văd, mai sunt și alții care trebuie să se trezească acum. Dar da, se vede că e o vilă care are gust și i-a fost gândită la vremea ei, dar nu e atât de bine întreținută. Anyway, dar haideți să vă arăt view-ul. Arată superb. Haideți să vă prezint vila. Este situată în apropiere de Alcudia și primul lucru pe care îl observ este clar view-ul, absolut superb. Are și piscină și un garaj. În apropiere de vilă există și o plajă foarte faină, deci asta a fost un mare plus pentru noi. Intrând în vilă, primul lucru pe care îl observ este living-ul cu bucătăria open space. Bucătăria a fost foarte bine dotată, am avut tot ce ne-a trebuit. Nu am filmat fiindcă erau persoane înăuntru, dar la etaj mai sunt 2 dormitoare cu baie fiecare. Și există un fel de extensie a casei unde am stat eu și Alex și avem acolo un dormitor cu baie privată. Chiar ne-a plăcut foarte mult cazarea, mai ales locația și view-ul, dar da, nu este atât de bine întreținută vila, precum ne așteptam. Efectiv, viața cu 9 persoane, nici nu pot să filmez de ei. Am fost la cumpărături, am luat o grămadă de chestii, se poate observa haosul. Avem și în frigii. Pot să fac un pic de takeover, nu avem un frigii. Avem. Sunt multe lucruri nasoale despre vila asta, dar... E un lucru foarte fain. Faptul că avem 2 frigidere. Da, 2. Unul aici. Da, ăsta e plin? Da, s-a pus și acolo chestii. Chiar? Mhm. Oh, plin, nu. Da. E mult loc. Acum vrem să mergem în cameră, ne schimbăm în dres de baie și în sfârșit ajungem și noi la plajă, că am fost toată ziua la cumpărături, am organizat chestii. Am ajuns în Old Town, în Alcudia. Alex uite la evenimentul Apple, nu e că mă ignoră. Deci, ei, nu e adevărat. Am mâncat la Basico Steakhouse, absolut delicioasă mâncarea. Azi este a 3-a zi de când suntem în Mallorca, adică a 2-a zi full time, fiindcă am ajuns seara târziu. Aseară am fost prin Alcudia, prin Old Town, ne-am plimbat la magazine, am fost să mâncăm la un steakhouse absolut superb a fost. Azi avem în plan să mergem la o cală. Cală ce înseamnă este practic un fel de golfuleț, plajă, așa se numesc aici. Se numește Saca Lobra, am găsit-o pe Google Maps. Ideea e că de data trecută de când am fost în Mallorca am avut atâtea locuri rămase pe care voiam să le vedem și cale de genul, încât n-am apucat într-o săptămână, așa că am zis că hai să vedem ce mai apucăm să facem săptămâna asta. Vreau să mergem la Saca Lobra, am văzut că e și un tunel care te duce până la plajă, view-ul e superb și mai am câteva plaje în minte, dar astea sunt mai în sud, de exemplu Cala Dor, Cala Romantica, am văzut că e foarte fain, dar o să vedem ce apucăm să vedem și săptămâna asta. Anunțau că o să fie vreo 2 zile de ploaie, momentan totul a fost ok, 27 de grade,
Deci o să vedem dacă plouă, dar uitați-vă la view-ul ăsta din spatele meu. Deci vila asta e situată exact pe malul mării și avem view-ul acesta dimineață superb. Am pornit spre Sacra Lobra și sincer nu știam ce drum o să ne aștepte. Am prins foarte mulți bicicliști, oricum Mallorca este renumită pentru bicicliști și după asta am dat de multe, multe serpentine și drumul a fost foarte îngust, dar view-ul amazing. Oricum s-a meritat, deci e ceva unic locul acesta. Ne-am și oprit să facem niște cadre cu drona. Multă lume se oprea pe drum să mai facă poze, să facă filmări. Oricum am făcut mult mai mult decât ne-a zis Google Maps, fiindcă ne-am mai oprit și noi. Dar da, dacă aveți probleme cu serpentinele, maybe this is not for you. Am ajuns într-un final și am stat vreo jumătate de oră la coadă la acest automat, singurul automat de acolo. A trebuit să plătim parcarea, destul de pricey, sincer, cred că am dat vreo 10 euro pe 5 ore, dar anyway, am mers către plajă, prin acest tunel. Când am ajuns acolo, ne-am dat seama ce valuri gigantice erau, deci am prins noi o zi din asta mai cu vânt. Erau câțiva oameni care au intrat și n-aveau nicio treabă, dar nouă ne era prea frică, sincer. E foarte interesantă zona asta, fiindcă e și acel râu cumva care, dacă-s valuri mult mai mari, se unește cu marea și totul e așa situat printre munți, deci view-ul e superb. Dar da, noi am stat, am admirat oamenii care aveau curajul să intre, ne-am mai bronzat. Chiar a fost o zi foarte, foarte frumoasă și pe seară ne-am dus prin Alcudia să luăm cina. Am mâncat un pește bun, le-am povestit la ei noștri pe unde am fost, fiindcă ei nu au venit cu noi. Și cam asta a fost ziua de azi. Am fost toată ziua la plajă de lângă vilă și abia acum am reușit să ne pregătim. Am venit pe la 2 prin cameră și acum e ora 3 aproape. În curând o să plecăm. Mă uit la cează, n-am mai efectiv cează pe mână. Așa de mult stau cu el. În curând plecăm în Palma prin oraș, facem cam o oră pe acolo din locația asta de pe lângă Alcudia. Deci, da, am rezervat o cină superbă la un restaurant japonez. Mi-am convins pe ei noștri să încerce mâncare japoneză, că ei nu prea sunt cu asta. Dar, da. Vedem cum va fi. Ia. Deși, îmi pare că o să fie superb și iar o să vreau să ne întoarcem. Și rochița asta e de la Zara. Mm-hmm. Am găsit-o chiar înainte să plec în Mallorca și mi-a plăcut super mult. Te-ai găsit și tu? Încă nu, dar... Cred că o să găsesc în curând. Deci, la noi nu există Mango Man și am găsit aici în Spania, este senzație. Deci mi se pare cel mai fain magazin de bărbați. E unul cel mai fain. Adică din Europa, momentan, cred că ăsta e. Am descoperit restaurantul acesta japonez, Quinta Avenida, absolut genială mâncarea. A doua zi ne-am pus să edităm toate pozele, fiindcă s-au adunat foarte multe. Am mâncat un mic dejun foarte, foarte bun, cu matcha. Alex bea în fiecare zi matcha, dar am zis să beau și eu azi, fiindcă aveam foarte mare poftă. Azi este o zi cam înnorată afară și știam că o să fie vreo două zile, deci azi și mâine. Azi avem plănuit să mergem în Valdemosa și Dea, mai pe după masă, dar acum dimineața nu știu ce o să facem, probabil mergem la cumpărături, că nu prea mai avem mâncare. Și în rest, vedem. Valdemosa și Dea sunt două locuri unde trebuie neapărat să ajungi dacă ești prin Mallorca. Am făcut vreo oră pe drum până în Valdemosa, este un sătuc așa spaniol, plin de magazine și restaurante drăguțe. Sincer, e unul dintre locurile mele preferate, e atât de calm și frumos. Te poți plimba câteva ore bune pe acolo, cel puțin noi asta am făcut și am admirat locația. De când am fost în mai, prima oară în Valdemosa, ne-a plăcut incredibil de mult și am zis că trebuie neapărat să revenim. În ziua în care am fost noi era și ceva muzică jazz, live, ne-a plăcut foarte, foarte mult tot vibe-ul. Ne-am luat o înghețată, ne-am mai plimbat, există și o grădină foarte faină aici, cu o bisericuță. De data asta i-am luat pe ei noștri să vadă și Valdemosa și le-a plăcut foarte, foarte mult. Pe seara am plecat spre Deia, unde am avut și rezervare la un restaurant numit Nama. Este un restaurant foarte, foarte popular cu specific asiatic. Vreau să vă spun că am făcut rezervare cu 3 săptămâni înainte, fiindcă știam ce plin o să fie. Dar mă bucur tare mult că am ajuns și chiar am nimerit super bine cu mâncarea, deci vacanța asta am mâncat foarte, foarte bine. Dacă veniți prin Deia, chiar vă recomand restaurantul acesta. Este vineri, tocmai ne-am trezit și este vântul ăsta, deci sunt 19 grade, nu știu azi ce o să facem, vrem să mergem poate la Port de Soler, nu știu dacă o să mergem poate acolo sau la Polența, dar plajă azi nu cred
dacă se poate face. Este frig rău de tot. Hai la plajă. Da, uite acum. Așa cum am zis, nu a prea ținut vremea cu noi și am găsit un outlet care era la vreo 40 de minute de cazarea noastră. Ne-am gândit că este ceva ca și cel de la Parndorf, nu a fost atât de mare, dar chiar a fost drăguț. Am văzut Rituals și nu puteam să nu intrăm, evident că ne-am luat și câte ceva. Și sincer, ce altceva poți să faci când plouă, dacă nu shopping? Am intrat și în Levi's, unde mi-am găsit niște blugi, modelul 501, ador. Nu îmi vine să cred că nu au modelul 90-60, deci peste tot au 90. E modelul meu preferat. De ce? Dezamăgire totală. Bine, deja am 3 perechi, nu mi-a trebuit să-mi iau. Efectiv, tot colorul e trebuie să-l ai. Am venit într-o scurtă pauză la Starbucks, ne-am luat pumpkin spice latte și matcha latte. Deci eu abia așteptam să vină toamna să fie pumpkin spice latte în sezon. E înlemonită. Da, și mi-au scris numele superb, deci mi-au scris perfect numele. Fără H, exact. Fără K? Fără K. Unii scriu cu K, iară. Suntem în Soler și de seară avem cina în Port de Soler. Am rezervat la un restaurant foarte, foarte fain și acum vrem să mergem în centru. Afară trece un tramvai istoric și arată așa de cute. Poate-l prindem. Păi probabil o să-l prindem, că trece foarte des. Azi este sâmbătă, e ultima zi în Mallorca, mâine plecăm acasă și Doamne ajută, în sfârșit a ieșit soarele afară. Încă mai bate vântul și ieri a bătut foarte tare vântul, dar măcar nu plouă și acum vrem să mergem până la plajă. Inițial am vrut să mergem la Cala Romantica, care este cam la o oră de aici de unde suntem, dar am zis că dacă tot bate vântul și nu este neapărat o zi de plajă, să stăm mai bine pe lângă cazare. După aia vreau să vin înapoi la cazare, să mă spăl pe păr și să mă pregătesc, fiindcă de seară avem rezervare la Sea Club Caprocat. Este un restaurant foarte fancy, așa, în cadrul unui hotel. Este spectaculos, deci view-ul de acolo amazing. Și am mai fost o dată la Caprocat când am venit data trecută în Mallorca, de aniversarea noastră, chiar în 28 mai. Ne-a plăcut incredibil de mult și am zis că hai, de ce nu să ne reîntoarcem. Deci da, asta vom face de seară. Ieri, în schimb, am fost la un fashion outlet, am găsit câteva magazine drăguțe, dar n-a fost cine știe ce. E un fel de outlet cum ar fi ca ala de la Parndorf, dar puțin mai mic. Și după a mai ieșit soarele și am zis hai de ce nu să mergem prin Soler, fiindcă ăsta era planul nostru inițial. Și am ajuns Soler, era plin de lume, dar mă rog, a fost foarte frumos, dar prea aglomerat. Mi se pare că Soler este centrul atracției. Dacă spui Mallorca, te gândești și la Soler. Dar oricum ne-am simțit foarte bine, am mâncat foarte bine, a fost super și azi abia aștept să mergem la restaurantul ăla. Also, my outfit of the day, deci pantalonii ăștia, zici că s-au fustă, dar de fapt sunt pantaloni, sunt superbi. Am găsit ieri într-un magazin ăsta în Soler, i-am luat și m-am gândit că merge foarte drăguț cu cămașa asta de in. Acum ne pregătim pentru cina de seară, suntem all white. Rochița asta o am de pe Shein, este așa un fel de dupe cu House of CB, dar îmi place foarte, foarte mult. Și acum mă machiez. Și mi-am pus cordonul pentru bucle. As per usual. As per usual. Superbă.